Zeci de șoferi care au tranzitat județul astăzi au fost trași pe dreapta de polițiștii de la serviciul rutier în cadrul unei acțiuni desfășurate la nivel național. În loc de amenzi, conducătorii auto au primit sfaturi pentru o deplasare în siguranță și au fost sancționați cu cafea și apă. Salut, bună ziua! De la serviciul rutier suntem. Nu e nevoie de documente. Astăzi desfășurăm o campanie de prevenire a centrului de circulație. V-am oprit să vă aducem la cunoștință să respectați și noastră regulile de circulație, să verificați mașina înainte de a pleca. De unde veniți acum? De unde? Caraca, l-am înțeles. Să adaptați viteza la condițiile de drum și de trafic și vă putem oferi o cafea și o apă. Da? De la serviciul astăzi desfășurăm o campanie de prevenire, pentru asta v-am oprit, da? Vă aducem la cunoștință să respectați regulile de circulație în trafic. Respectăm. Înainte de drum, să verificați, să vă pregătiți mașina, să adaptați viteza la condițiile de drum. Cum vi se pare această acțiune a poliției? Este foarte binevenit. Da. Urmăresc, practic, prevenirea accidentelor? Absolut, este binevenit, să se respecte timpul de conducere, de pauză. Acțiunea desfășurată de Oamenii Legii a fost una informativă și a avut ca scop prevenirea evenimentelor rutiere. În această dimineață, polițiștii serviciului rutier Olt au desfășurat o acțiune cu caracter informativ preventiv pe drumul național 65 european 574, zona podul Olt, respectiv pe un sector de drum ce este tranzitat de conducători auto din mai multe județe ale țării, dar și din alte țări, pentru a se deplasa în diverse locuri. Deoarece scopul poliției rutiere nu este acela de a sancționa, ci de a preveni producerea de accidente de circulație, polițiștii olteni au oprit în trafic conducători auto care au de parcurs cu o distanță considerabilă, oferindu-le sfaturi și recomandări preventive pentru o călătorie în siguranță și un comportament responsabil în trafic. De asemenea, pentru a veni în sprijinul acestora, polițiștii le-au oferit o cafea sau o apă. Printre șoferii care au fost trași pe dreapta în cadrul acțiunii de astăzi, s-a aflat și un fermier din Mehedinți. El se deplasa spre Galați cu alimente din propria fermă pentru sinistrații din Ucraina. Bărbatul de 52 de ani nu se afla la primul gest de acest fel și i-a îndemnat pe toți românii să fie solidari cu cei care fug din calea războiului. Suntem oameni și trebuie să ajutăm. Inițiativa mea, cred că i-a îndemnat și pe alți oameni să facă astfel de lucruri. Trebuie să-i ajutăm.